Bună seara, bună, Tatiana! Bună seara, doamnă dragă, domnișoară, scuzați-mă. Stai liniște, poți să-mi zici cum vrei tu, sunt plătită suficient. Am înțeles. Văd că nu te-ai vindecat de tot? Nu, încă am rămas cu hematomul. Și va trebui, Robin, te pup. Va trebui, cred că o să operez, nu știu. Pe bune? Nu știam treaba asta. Da. Dar nu este de la meci, de la accident. A, ok, am crezut că și o să fii aptă să te lupți cu treaba asta pe față? Voi fi aptă și chiar dacă voi fi în comă. Te doare zona aia? Adică nu știu, e un dezavantaj? Ok, pot să primesc pumni. Da, deci Tatiana pare pregătită. Asta vă ziceam, că mă întrebați mai devreme pe mine ce nu mă bat. Mă, eu n-am sângele ăsta pe care îl vedeți la Tatiana. Să am deja o chestie pe față și să zic, puteți să o dați în ea. Când... Da, și fac antrenamente, fac sparring-uri și acum voiam să mă duc la antrenament, de aia mă îmbrăcasem. Iată, și am uitat la ora... să intru. Da, pe mine m-au anunțat cei de la RXF că astă seară te-am invitat-o pe tine și pe Sorina. Da. O așteptăm și pe Sorina să avem o discuție în trei. Mă dau cu parfum pentru ea. Uite, vedeți, se pregătește. Asta înseamnă să-ți respecti adversarul. Chiar dacă noi nu simțim mirosul de aici. Bun, haideți, dacă aveți întrebări între timp pentru Tatiana, vă rog să le scrieți în chat. Prima a fost când îți pui balon gastric, cred că se numește inel, dar așa au scris. Ce pupane! O să-mi pun după meci, cu siguranță, pentru că dacă mi-aș pune acum, n-aș avea timp, chiar n-aș avea timp, oricât aș vrea eu, oricât mi-aș dori, să mă revin pentru meci și nu... Aș putea să mă bat, dar nu am timp de antrenamente. Și când n-am timp de antrenamente, nu vei obține victorie. Și de data asta vreau să voi trage cu dinții și de pământ și de soare să am victorie. Bună, bună Sorina și bine ai venit. Bună seara, să știți că eu sunt pe tren. Mergi spre casă. Ești pe tren? Da, mergi spre casă, semnalul s-ar putea să-l pierd oricând. Să sperăm că vreme de încă 45 de minute ne vei putea fi alături. Sper. Pentru că, nu știu de ce au programat astfel meciurile cei de la... meciurile, interviurile, mai ales dacă tu ești pe drum și Tatiana se pregătea de antrenament, dar înțeleg că na, așa a fost să fie, o să stăm împreună ora care urmează. Mai am o întrebare tot pentru Tatiana, de ce nu postezi antrenamentele, e lumea curioasă? De ce nu le postezi? Pentru că nu vreau să fac o surpriză. Ați auzit de ce? Vreau să fac o surpriză. Ce părere ai despre adversara ta, te întreabă lumea, Tatiana. Adversara mea este ca și prietenă. Am, cum să spun eu, am petrecut împreună, poate să vă confirme. E o fată ok, nu am ce să-i zic, nu am ce să comentez, e o fată ok, ce o să fie în cușcă, o să fie strict, profesional. I-am și spus că vei câștiga tu, că voi câștiga eu, trebuie să ne purtăm respectul, voi avea o altă reacție la sfârșitul meciului, nu că am avut-o pe cea în care am pierdut, a fost o reacție făcută la cald și... De data asta va fi altfel, pentru că și eu am mai multă încredere în mine și voi da tot să am victoria de data asta. Sorina, cred că este blocată, nu știu dacă ne aude. Sorina, ne auzi? Da, tocmai s-a deconectat. Tito, mulțumesc mult de trandafiri. Crezi că te va... Când are Tatiana meci? Radu, pe 6 iunie au absolut toți meci. Toți se bat în aceeași gală. Toți cei pe care îi vei vedea la mine aici în cadrul interviurilor se bat în aceeași zi. Da. Pare rău că nu reușim că avem niște întrebări și pentru Sorina. Uite, de exemplu, cineva ne întreabă ce greutate aveți, care este mai grea dintre voi două? Eu de la kilogramele de la 138 de kg pe care le-am avut, da. Anete, pup. Acum am
133. La mine nu este vizibil că slăbesc, deoarece am o greutate destul de mare și nu, știi cumva nu se cunoaște. Și Sorina? Că nu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Dar ea, ea, mă uitam așa la ea, ea are altă construcție față de mine. Nu știu, ea e mai mare aici, eu sunt mai mare altundeva, nu știu. Eu pot să mă declar acum un om mobil la kilogramele pe care eu le am. Un om rezistent, pentru că, după cum știi, dragă Lorelai, am rezistat 3 runde în picioare. 3 runde, într-adevăr. Indiferent ce s-a spus, Tatiana a stat în picioare și a încasat vreme de 3 runde, să știți. Chestia așa pe care... că pe mine nu m-ar speria un accident de mașină și să iau, să-mi iau câte un pumn, doi. Oricum nu o să mai iau așa mulți pumni, asta cu siguranță. Am spus și pronunțiar că nu mă voi pronunța din nou cu Victoria, dar am spus și cum am spus-o și în conferința de presă, vreau să arăt fapte, nu vorbe. Și promit că după ce voi avea Victoria o să dispar de tot după rețele de socializare. Așa, te-ai hotărât tu? S-a întors Sorina alături de noi. Bună din nou, Sorina. Da, bună, m-am întors. Hai să te luăm de unde am rămas. Uite, Tatiana ne spunea că are 133 de kilograme acum. Tu câte ai? 110, 115, cam așa. Deci este o diferență de vreo 15-20 de kilograme, cel puțin, între Tatiana și Sorina. Sorina, da. cum te simți cu ideea că vei intra în cușcă? Tatiana are deja experiența asta și se pare că e pregătită să repete experiența, dar cum te simți tu? Te-ai mai luptat vreodată? Ți-ai mai luat vreodată bătaie? Ai dat bătaie? Nu m-am luptat niciodată, e prima oară. Emoțiile se simt, deci se simt foarte tare și... Ți-e frică, regrezi un pic că ai zis da? Nu mi-e frică. Știu că pot și știu că o să-mi vin. Ok, uite, mă întreabă cineva, nu știu dacă e adevărat, e tot pentru Tatiana. Întreabă Tatiana, de ce ai făcut o purcea pe Sorina la conferință? Așa cum dorește publicul, eu pot spune că, știi, și ea, am explicat, nu trebuie să dau explicații, știm doar noi două, ce e strict profesional, ce este bătaie, conferință, pentru că nici cotele nu vor crește. Nu vor crește cotele dacă eu n-am clout cu ea. Corect. Uite, nu vor crește... Morariu nu ți întreabă, Sorina, tu de ce nu ești la fel de vocală ca Tatiana? Tu nu faci parte din același show? Da, nu-mi place să fiu vocală. Prefer să dovedesc, nu să vorbesc aiurea. Pentru că pot să fiu tare în gură și poate mă bate. Ți-e teamă să nu pățești ca Tatiana tura trecută? Nu mi-e teamă pentru că nu o să pățesc, dar... Adversara Tatianei a fost îngrozitor de tăcută. Ne-a fost foarte greu să scoatem ceva de la ea, atât în interviuri cât și în conferințe. Iar în momentul în care a intrat în ring, părea de neoprit. Da. Asta e cel mai important. În ring se dovedește tot, nu în vorbe. Da. Pe de altă parte, eu o înțeleg și pe Tatiana, pentru că LXF-ul nu este o ligă profesionistă de lupte, da? Noi avem o licență de show, mai exact. Conferințele sunt cele care ne ajută să creștem interesul în privința meciului și dacă la conferințe toată lumea ar fi doar respectoasă, toată lumea ar fi prietenă cu toată lumea, nu cred că ar avea vreun sens pentru public luptele. Deci, eu fac ce cere lumea, nu ce... Nu știu... Vrea adversarul meu să audă sau nu știu ce vrea lumea să audă, că sunt tăcută. Pe mine nu mă interesează. Și dacă mi-am luat bătaie, eu sunt foarte mulțumită de mine, dar dezamăgită în același timp. Pentru că oamenii pe care mă iubesc, am spus corect, au alte așteptări de la mine și de data aceasta am spus în conferință că am renunțat la anumite chestii pentru câștigarea meciului.
Și rămâne valabil că voi lupta și cu cerul și cu pământul. Ok. Cu cine te-ai mai bate, Tatiana? Mă întreabă Ștefania. Eu de data asta vreau să mă bat și cu o vedetă din showbiz-ul nostru. Cine... Cum a spus Diana, dacă vrea să se bată cu mine cea care se bate cu Betișor, sunt total de acord. Nu știu cine se bate cu Betișor. Diana, nu știu dacă o știi. Este o vedetă din showbiz-ul românesc, înțeleg. Cred că da, cred că a fost la Puterea Dragostei, nu știu. Nu știu prea bine, dar mi s-a propus, am avut o propunere. În legătură și cu treaba asta. Tu ai acceptat, dar ea... Accept oricine, dar vreau de data asta în gala următoare să mă bat cu cineva din showbiz-ul nostru. Pentru că și eu, nu că o subestimez pe Mădălina, dar vreau ca și eu să am, nu știu, un om pe măsura hype-ului pe care l-am eu asupra publicului. Că ar fi frumos, nu? Să fii și eu, să fiu și eu aproape arhi cunoscută și și persoana cu care mă voi bate sau dacă cu siguranță mă voi bate, să fie tot la fel de arhi cunoscută. Așa e frumos. Corect, corect. Stai să-ți citesc în același timp în care te ascult, citesc și comentariile din chat. De ce a declarat Tatiana că va dispărea definitiv de pe rețelele de socializare după meci? Pentru că simt că misiunea mea s-a terminat. Care a fost misiunea ta și de ce consider că s-a încheiat? Scopul meu de a apărea pe rețele de socializare a fost Eric Seful. Nu-mi place Claudiu, nu-mi place... De asta te-ai dedicat în rețele ca să ajungi în gala noastră? Da, asta a fost scopul meu, asta mi-am dorit. Da? Dintr-una în alta mai scos și o melodie. Dintr-una în alta mi-am făcut și prieteni buni, trepări, nu mai spun, trepări care au un suflet foarte bun. Prietena mea, Betty G, care a fost invitată, e o femeie și o mamă deosebită pentru copiii ei și o prietenă pentru mine. Și fratele ei, Albert, deci mi-am făcut foarte mulți prieteni de familie, pot spune. Așa că pentru mine va rămâne, cum să zic, un consemn. Practic consideră că ceea ce și-a propus a atins deja și rețelele de socializare nu o pot ajuta în continuare mai mult decât au făcut-o deja. Întrebare tot pentru Tatiana. Cu cine te antrenezi? Am antrenat cu doi antrenori. Unul MMA și celălalt kickboxing. Pentru kickboxing am ales pentru a vedea diferența dintre MMA și kickboxing, pentru a da randament, pentru a avea rezistență. Cred că lumea vrea să știe cum se numesc antrenorii tăi. Cu cine te antrenezi? Nu sunt cunoscuți în lumea mondenă, asta pot să spun, dar primul meu antrenor pe care îl iubesc, pe care îl iubesc și doar un nume o să dau, îl cheamă Andres Măcelaru. E un prieten, un sportiv bun de la noi din Buzău, care mă antrenează și care este și prieten, care trage de mine și care îmi vrea tot binele și care vrea victoria cu orice preț. Să o am. O să vă bateți cu mânuși de box, întreabă cineva. Nu, o să ne batem cu mânuși de MMA. Okay, dar vreau să vă promit atât, că nu o să mă las ușor de data asta. Stai să citim mai departe. Am întrebat-o, Maria, a rămas cu un hematom în urma unui accident. Era întrebarea ce ai pățit la față. Ce părere ai despre Ovidiu Neveu? Este o altă întrebare. Meciurile sunt pe 6 iunie. Mereu uit, din păcate, cu cine se bate Neveu, dar acum mi-am adus aminte de întrebare cu justițiarul din Berceni. Așa cum a spus el, justițiarul știu că mai are o cronologie a sportului și, cum a spus și el, citesc și eu, este un adversar greu. Amândoi îmi sunt prieteni.
Sunt imparțială din punctul acesta de vedere. Mi-aș dori să câștige fiecare pentru el ori o experiență, ori o victorie. Și experiență clar vor căpăta amândoi, chiar și neveu, chiar dacă am mai avut două lupte, o să vezi și tu că și cu a doua luptă tot experiență capeți, da. Nu e niciodată la fel. Așa chiar este. De mașină, Ștefania, a avut un accident de mașină. Câți ani are Sorina? Ne întreabă cineva, dar nu știu să răspund. 18 ani, din câte știu eu. 18 ani. Dintre Fachirul și Zănoagă, cu cine ții? La fel. Au fost în Dubai cu mine, am povestit, am făcut mici aventuri și țin cu amândoi. La fel. Și Zănoagă e bun, Fachirul e... Zănoagă e tipul ăla de tată, e tată de copil și probabil de-aia este mai mămos așa. Eu-l văd cu mine mămos. E și el bun, dar cred și în Fachiru. Deci am spus, sunt imparțială. Nu pot să mă declar că ăla bate. Eu sper la fel. Toți prietenii mei care sunt în gală sunt prietenii mei. Vă veți băga vreodată pe TV? RXF, nu știu dacă... RXF fanpage, nu știu dacă vom ajunge și pe TV. Nu suntem în discuții cu nicio televiziune în momentul de față. Nici nu știu exact cât ne-ar ajuta. Raul Dan sau Alex Zănoagă? Întreabă lumea. Andrei, Casi, Ninel. Bine, deci la Raul Dan și Zănoagă voia să intre justițiarul aici. Păi să intre, să-mi dea mie invitație. Ne avem la prieteni? Nu știu. O să-l bag eu imediat. Te pup, Ane, nu mai opri la toată lumea. Bună seara, bună seara. Uite, nu ne avem la prieteni, te adaug eu acum ca să ai și tu RXF-ul la prieteni. Ce se întâmplă, doctore? Se întâmplă că discutăm. Ar fi trebuit să discutăm cu Tatiana și cu Sorina, cum la un moment dat voi discuta și cu tine și cu Reveu. Am pe rând această misiune ca pe TikTok să vă invit vreme de o oră, o dată pe săptămână, și să discutăm cum, de ce, kilograme, ambiții și așa mai departe. Ce părere? În primul rând, vezi la Gala Slab de acum, de pe 11? Da, eu voi fi. Bun, deci tu cu Tatiana mă văd acolo. Da, chiar vreau să vin. La ce oră? Începând cu ora 20. Nu te auzim. Muncești la ora aia, din păcate. Muncești la ora aia? Ok. Dar de ce nu te auzim? Habar n-am. Nu mă auzi deloc? Nu te auzim. Cred, da, dar acum e ok. Telefonul sprijinit pe masă și aici e microfonul. Acoperea microfonul, probabil, da. Da. Când este meciul? Toate meciurile au loc în data de 6 iunie. Yay! Da, nu este o întrebare la care trebuie să răspund repetitiv, să știți. Pentru că intră oameni, ies oameni și au aceeași curiozitate. Justițiarule, eu și pentru tine am o groază de întrebări, însă nu m-aș apuca să ți le adresez acum pentru că... Discutăm la momentul ăla. Când da, pentru că e păcat să nu menținem ordinea, dar din păcate, iarăși, Sorina nu ne este alături și atunci nu pot să pun întrebări despre Sorina și despre Tatiana. Pe Tatiana, da, pot să o întreb tot felul de chestii, dar Sorina nu se poate apăra, nu ne poate răspunde, până și câți ani are Sorina, ne-a răspuns tot Tatiana. M-ați omorât cu de ce nu se bate Alex Zănoagă cu Albert N.B.N. Pentru că nu se bate. Alex Zănoagă cu Albert N.B.N. pentru că se bate cu Raul Dan. Da. Nu știu dacă e destul de clar, dar spamând cu această întrebare ați obținut răspunsul. O să schimb numele live-ului, dar într-adevăr apare în continuare conferința. Când va fi următoarea conferință? Habar n-am. Însă Ionuț are o întrebare pentru justițiarul și spune: ai fost în legiunea străină, justițiarule? Nu. Ala e colegul meu, Alex, de a fost în legiunea străină. Iată, există mai mulți justițiari. Există și justițiarul Alex.
Eu nu mă bat cu nimeni, Chiara, și unde putem vedea bătaia? Păi, pe canalul nostru RXF, pe site-ul nostru RXF, va fi cu pay-per-view. Stați liniștiți, cu vreo 2-3 săptămâni înainte de gală o să fiți invitați pe toate Instagram-urile oamenilor pe care îi urmăriți, cu coduri de reducere și cu SMS-uri pe care le puteți da astfel încât să cumpărați pay-per-view-ul. Se poate paria pe meciuri cu siguranță, tot pe Las Vegas se poate paria. Se întoarce și Sorina alături de noi, în sfârșit sunt și eu mică. Deci sunt eu mare acum. Mulțumesc frumos, Maxim, de trandafir. E primul trandafir pe care te auzim, Sorina. Sperăm că pentru o perioadă mai îndelungată decât ultimele trei dăți. Sper și eu. Ce... Cu cine ține justițiarul dintre Zănoagă și Raul Dan? Cu Raul Dan. Iată, cu Raul Dan. Puteți face o gală RXF Kids? Nu ne-am gândit la așa ceva și sper să nici nu ne gândim, dacă mă întrebați pe mine personal. Sper să nu ne gândim la o gală RXF Kids. Vine justițiarul după voi. Da, iată, l-avem pe justițiarul aici să nu ne bage la altceva, tot în direcția aceea. Live-urile vor fi doar vineri? Nu, live-urile nu vor fi doar vineri, live-urile vor fi... Sorina a pierdut din nou conexiunea, n-apuc să-i zic nimic. Vor fi în funcție de cum am eu timp și de cum au invitații mei timp. Dar da, ar putea fi o idee să le facem vinerea. Ce înălțime are justițiarul? 1,90 m și 90 kg. E mare cât malul și... Nu mai. Calitate superioară. Dacă va câștiga justițiarul un meci, are curaj să-l provoace pe Mocanu? Mocanu, așa, direct la Mocanu să sar, eu aș vrea mai întâi pe Alex Zănoagă, poate pe Bobicioiu, și au și-o treptat. Și-a propus un traseu mai... Bă, tău, și acum că dacă îți bag un pumn, justițiarule... Îmi bagi un pumn, că ai mai luat tu. Tatiana, păi vezi să nu ții tu viața mea de data asta. Nu, că știi cum e vorba aia, cine râde, râde, cine râde, râde mai bine. Acum, Tatiana, și tu pierzi semnalul? Că și pe tine te aud întrerupt. Și pe mine un fraier aici, de-aia îl pierd. Ah, ok. Cine râde, râde mai bine. La urmă. Justiția. Tatian, uite, stai, că sunt foarte multe întrebări. Tu postezi videouri de la antrenamente, justițiarul, ne întreabă Gabi. Da, așa, câteva secunde, nu antrenamentul întreg. Păi se antrenează cu... Okay. Cu oamenii. Cu? Păi să mor eu dacă nu stai bine pe alerga, mă jur că pe rezistență ești numărul 1. Iar Ninel vrea să știe, justițiarule, tu cu cine ții? Cu Sorina? Păi la câte filmulețe, m-am uitat eu la filmulețele tale, păi eu jumătate de oră alergă numai după ea. Stai bine, mă, vărule, dacă alegi da 1,90 m, o jumătate de oră. Dintre Tatiana și Sorina este cam greu, că Tatiana este în blue corner cu mine. Sorina este în blue corner cu mine și Tatiana este în sufletul meu, așa că e foarte greu să mă decid. Am înțeles. Tatiana e nemulțumită, vrea să spui nu, fără. Nu, că mie nu-mi place. Eu nu sunt homosexuală și tocmai de aia respect pe justițiarul pentru alegerea făcută. Mulțumesc. Okay. Rămânem la frați. Da. Bună seara, îți răspund eu. Albert are 133 de kilograme, Tatiana. Cât costă biletul? Ca de obicei. Dacă îl cumpărați în pre-sale, puteți să-l luați cu 5 sau 7 euro și ulterior cu 10 euro. Tatiana, după meciul cu Sorina, se va mai bate în RXF? Tocmai a spus mai devreme că și-ar dori încă un meci cu o persoană mai cunoscută. Indiferent dacă nu vrea nicio fată din showbiz, o să-l aleg pe justițiarul. Da? Da. Bine, fată. Că e fratele meu și sigur nu mă refuză. O să fie vreodată Zanidache și Albert Năbână? Tot ce e posibil. Deci... Nu cred că se bate Albert din punctul meu de prieten, că eu îl cunosc. El vrea sportivi, adevărat.
Iată, Zani n-ar fi considerat un adversar pe măsură? Ce vă pot spune despre Zani Dache, cu care sunt prietenă eu, că na, se întâmplă, uite, Tatiana e prietenă cu Albert, eu sunt prietenă cu Zani Dache. Zani Dache nu a existat să participe la vreo competiție, indiferent despre ce ar fi vorba, și să nu o câștige. Eu pare o fără regrete. Că a fost vorba de sărit în apă în cap, că a fost vorba de Survivor, că a fost vorba de gala noastră RXF, Zani a câștigat. Asta voiam să spun despre el. Ați închiriat arenele romane pentru cele două? Nu este o glumă destul de bună. Au loc și la Romexpo fetele. Câți ani are justițiarul? Iar ai pus telefonul de nu te auzim. 32 de ani, dragii mei. 32 de ani. Câte kilograme are Justi? 90 de kilograme. 90 de kilograme, 1,90 și 32 de ani. I-am făcut profilul. Înțeleg că ai o cronologie sportivă în spate, nu? Da, la 17 ani m-am decis, după ce am văzut de-a lungul vieții filmele kickbox, că vreau să mă apuc de kickbox. Și m-am apucat de kickbox câțiva ani. Apoi am plecat o perioadă în Anglia și m-am apucat de Muay Thai. Aceeași băutură pe care o practică și George Zănoagă, nu? Că a fost o glumă, a fost o glumă foarte, foarte mediatizată asta cu Muay Thai, băutura pe care o practică Zănoagă. Am înțeles. Da, dacă nu este Psolina, nu știu, mai are vreo importanță să rămână aici? Păi, au trecut deja câteva minute și pierdem degeaba timpul, nu știu. Dacă știa că avem emisiune, trebuia să fac cumva să se mobilizeze și să fie aici. Sau măcar să ne anunțe și aș fi început cu, uite, cu justițiarul și cu Neveu, că văd că justițiarul e da, liber, da, Neveu. Cel mai bine e așa, să fie ei acum și noi mâine. Nu, va fi săptămâna viitoare. O să văd exact cum organizez cu cei de la RXF, pentru că na, mai avem 20 minute și termină misiunea, într-un fel sau altul. Și pentru weekendul viitor o să rog să fim un pic mai organizați, dacă spunem da, se poate să-l și facem. Păi tocmai asta zic, să intrăm undeva săptămâna viitoare și să fie mai succintă discuția. Da, era într-adevăr mult mai interesant, mai ales că tu nu ești adversară cu justițiarul. Vă pun întrebări pe rând fiecăruia. Îi mulțumesc sunt, justițiarului că a intrat. Lorelai, sunt adversară doar matrimonială, atât. Aolo, soția, există o soție justițiarul? În următorul meci te provoacă prietena mea, ai grijă. Prietena ta care? Te-ai blocat? Cu care m-am certat? Nu știu, te-ai certat atunci cu prietena mea? Atunci când a fost treaba aia cu Ruby? Nu mă, ea e Eli. Nu gagica ta, mă? Gagica mea nu e Eli. Nu o cunoști pe gagica mea. Și gagica ta mă provoacă? Da, dar vezi că e de aia, de dă cu briceagul ea. Așa a învățat în Berceni. Păi și eu dau cu toporul în cazul ăsta. Păi da, mă, dar e mai rapid briceagul în Berceni. Pe ce gagică mai ai și tu, mă? Am, n-am și-o voie sau ce? Unde o ai? Unde o ții? Pascala, la, ai păpușe gonflabile, nu? Dai în ea? Da, da, da. E răuță, Tatiana. Bună seara, Cătălin. Nu se poate, accesul pentru a vedea în sală meciul se face doar pe bază de invitație. Nu există bilete, nu se pot cumpăra. Iar invitațiile sunt destul de într-un cerc închis. Adică avem discuțiile astea chiar și cu persoane publice, cărora nu le putem oferi locuri, pentru că așa s-a vrut ca organizare să nu facem. Vă dați seama că puteam să luăm o sală mult mai mare, să avem mult mai mulți oameni în sală, pentru că interes există, dar ăsta este formatul și asta s-a vrut. Ce înălțime are Tatiana? Am 1,70 m, 1,68 m, 1,69 m. Adversarea mea este mai înaltă și mai bine. Mai înaltă cu cât? Este mai slabă cu vreo 20 de kilograme și mai înaltă cu cât? Cu, nu știu, habar nu. E, are un cap mai mare, e un cap mai mare decât mine. Wow.
când anunțăm noile tricouri. Într-o zi cu soare. Dar mi-ar place în următoarea mea gară să nu mă mai bat, nu știu, să nu mă mai bat cu cineva cu care devin prietenă, pe cineva care am boală gravă, gen. Păi pe cine ai tu boală, Tatiana, de exemplu? Păi sunt, dar nu mai are din... L-am vrut pe ăla, mi-l dă pe ăla altul. L-am vrut pe ăla, pe aia, mi-a dat-o pe aia altă. Mi-a fix invers. E ca în loterie aici la Eric Steff. Prietenii și cu adversarul pe care ai boală, eu cred că ai capacitatea să te împrietenești. Păi nu, că pot să mă și desprietenesc, dar nu prea... Na. Da, Ionica, va fi transmis online pe site-ul nostru. Neveu versus justițiarul Comain Event. Judecătorul, da. Va fi Comain Event? Ăștia doi, justiar și Neveu? Nu știu sigur. Ba mai mult, avem în continuare discuții despre a mai băga meciuri. Lucrurile nu sunt încheiate. Am înțeles. Când intră Neveu aici, când o să-l chemăm? Că Neveu e foarte comunicativ cu noi și intră. Justițiarul versus Final Boss? Nu știu de ce nu s-a făcut. Ce ai spus, justițiarul? L-am provocat, nu a acceptat, că a zis că nu se mai luptă. Da, se așa pare a zis, că... frate, n-a zis înainte să-l provoci tu, îmi pare rău. Ce? A zis asta înainte să-l provoci tu. Da, dar nu era relevant că l-am provocat eu, că n-am zis că l-am provocat nu, și de-aia că nu se mai luptă. Nu, ai spus așa, ca și cum mi-ar fi frică, gen. Nu, asta ai înțeles tu, că poate asta ai vrut. Am spus că nu se mai luptă, adică ăsta e motivul pentru care nu vrea să... Adică nu o să fie meciul, pentru că el nu se mai luptă în RXF. Ah, ok. Bine, te-am înțeles eu, păpușele, în seara asta invers. Tatiana îl place foarte mult pe Final Boss, așa că atenție cu ce vorbiți Final despre... Final Boss Tatiana. E prietenul meu și, nu știu, antreprenorul meu așa în viață. Uite, pervers, eu din partea lui că n-a citat să lupte. Maria, nu cred că putem... E ca și fratele meu, fratele meu pe bune, gen... Va fi dat pe YouTube meciul după ceva timp de la difuzarea galei. Da, Lorela, eu cred că o să te părăsesc spunându-ți că ești foarte frumoasă și arăți foarte bine în această seară. Mulțumesc mult de tot, Tatiana. Și pe de altă parte, justițiarule, promit că o să-mi fac schimbare de sex. Și o să vreau să te provoc în gală. Ah, ok. Că tu probabil justiția... Nu sunt nesimțită, understand. Că eu nu sunt hater, eu sunt prietenul tău, frate. Asemenea. Măi, nu știu dacă vom face ceva. Ești prietenul meu și Eva, glumele le avem de când ne-am cunoscut. Uite, o întrebare bună înainte să vă retrageți. Vine de la Puia Alexandru. Pe cine vedeți voi cel mai bun în această gală? Meco. Iar Meco. Jesus, ți-arul tot Meco? Da. Eu da. Îl văd și pe Lucky, pentru că sunt prietenă și cu el și îl văd ambițios. Eu îl văd pe Meco și pe Lucky. Cel mai spectaculos meci. Nu, cel mai spectaculos meci o să fie al meu cu Neveu. Sigur. De ce, mă, că vă aruncați unul peste altul pe gard? Mrr. Eu am spus, frate, eu nu pot să, cum să zic eu, i-am spus și lui Lorela, m-au întrebat oamenii, cine crezi că câștigă din TNV-ul și justițiarul? Eu am fost imparțială și am spus că ești prietenul meu și tu și Neveu și nu pot să mă pronunț. Deci îmi doresc că... Despre tine și Sorina. Ai înțeles? Da, cum am zis eu, despre tine și Sorina. Dar în sufletul tău, cine crezi? Eu în sufletul meu cred că Neveu. Neveu, nu? E ok. Că și eu cred că Sorina. Asta pentru ce? Că data trecută am fost un eșec deplorabil. Deci asta de ce? Pentru că data trecută am fost un eșec deplorabil. Dar hai să nu uităm că deja acum am doi antrenori, țin și regim și am și un alt mod de viață.
Câte kilograme Și ai are și slăbit de experiența atunci? unei cuști deja trecute. Și gândește-te că am ajuns să mănânc numai banane și castraveți și salate. Da, mă, și am întrebat câte kilograme ai slăbit de atunci până acum? 5. Aproape 6. Bravo, bravo. Încă 2 luni mai slăbești S-a o întors casă. Sorina, hai mă, că până la urmă facem ora, mi-am făcut treaba și eu și voi. Măi, Sorina, măi, dar de ce ai zis tu că ești ok să intri cu noi astă seară? Semnalam, dar nu merge deloc. Că puteam programa într-o seară în care să avem semnal cu toții și în care să putem să avem o discuție între tine și Tatiana. Acum ai cu noroc, presimt. A cincea oară zici că e cu noroc. Cineva îmi spune să-l întreb pe justițiarul de Trebuie asta Diana. a treia oară să fie cu noroc și tocmai că și E eu mă grăbesc Diana? la antrenament. Da. Cine e Diana? Da. Sau care era întrebarea? Da, cine e Diana? Ne întreabă, grați-l pe justițiarul cine e Diana. Iubirea mea de viață. Hai gata, mă, că iubirea ta de viață sunt eu. Termină-te cu de-astea. Ce troll sunteți! Dar nu știu, a scris un băiat ce greutate are Sorina, ne-a răspuns. Ce înălțime ai, Sorina? Că uite, Tatiana a zis că ești mai mare cam cu un cap decât ea. 1,75 pe acolo. Apezezi? Păi ce mă, ea are capul de 5 cm, Tatiana? Bine, nasul. Că ai zis că e mai mare cu un cap decât tine și tu ai Nu, 1,69, e mai mare 1,70. Sorina cu un nas de-a lui justițiarul. Da. Mai mare mă la înălțime. Haide mă, Eu că sunt mai și mare la justițiarul înălțime are ca tine, nasul tu ești mare, mai nu mare că la chile ca zici că e mine. Venom. Ia uite, ne măsurăm în nasuri. Bine, asta poate fi un avantaj la bărbați, nasul mare, pot induce femeile în eroare. Știi, poate induce femeile Păi în eroare. da, păi toate să fie mare așa la justițiarul și nasul și înălțimea și lățimea, toate așa? Lasă, justițiarule, că o să avem noi interviu și cu tine și ca toți ceilalți, că practic am ajuns să știu dimensiunile tuturor celor bărbaților care s-au luptat, o să te întrebăm și pe tine, nu doar despre nas. Nu pot să vorbesc despre asta, că nu mă lasă mama. Acum, na, lumea Acum sună îi cer puțin. voie, frate. E Da, o îi spui, ocazie. mamă, o să mă intervievez o blondă și vrea să știe dimensiunea. Dar poate să-mi spună mie în privat și vă zic eu vouă. Ia, pe surse cumva tot vom afla, că lumea e fiartă să Păi, fie eu treaba asta. știu deja, dar nu vreau să Bărbatul zic cu acum din Diana. prima. Uite-mă că n-a fost cu noroc la Sorina, a dispărut iar din peisaj de la noi de aici. Adică știm de Mocanu și de Vincenzo, da, nu știm dacă e și adevărat cine a Este de declarat. Vicențiu. Eu știu de Vicențiu. Toată lumea știe de Vincenzo. Păi și eu știu că am stat lângă el. Gen. Și eu știu că l-am prins. Da. De Dar ce? una e să Unde mă l-ai prins vezi. în fapt cu ea? Cu ea? Nu. Ei, o Ai poveste văzut mai lungă. poze, frate? Vezi că nu-i ca în realitate, șmecherule. Vezi că mi-a dat video. Păi da, mă, viața mea, dar uite, poate și eu pe net sunt slabă și sunt grasă în realitate. Nu se compară. Janești tu? Nu cred că confundă nimeni că e slabă pe net. Nu cred că confundă nimeni că e slabă pe net. Nu, am spus așa ca idee, că sunt și filtre, dar eu nu folosesc, pentru că mie îmi place fața mea. Mie îmi place fața ta. Mulțumesc, o să te cer de nevastă. Da, nu îl avem pe Iancu invitat în nicio emisiune, pentru că Iancu nu se luptă în galele noastre, cel puțin în asta, Mi-ar sincer. plăcea să vorbesc și eu cu Iancu odată. A fost crush-ul meu de când era mică. O să-i transmit, Tatiana. Însă vin în apărarea lui Iancu și vă spun că nu frica este ceea ce îl și nici arfele ceea ce îl oprește să se lupte în galele actuale. Suntem în continuare în discuții cu el și probabil la un moment dat ne vom și înțelege. Cine este cel mai frumos Da. băiat pentru Tatiana? Poftim? Întreabă puia Alexandru cine este cel mai frumos băiat pentru Tatiana. Raul Dan. Pe bună? Da. Iată-mă! Deci e foarte pregătită Tatiana. Cine e cel mai bun? Meco. Cine e cel mai frumos? Raul, dacă mai aveți. Ia uite, Raul Dar Dan cel deja mai nu mai chiar se sexy numește. este justițiarul. Iată, cel mai sexy e justițiarul.
Raul Dan te salută și râde de ceea ce ai spus, cred că vrea să-ți și mulțumească. E la noi în chat. Cine? Raul Dan, cel care ai spus că este cel mai frumos. Păi, eu am spus dacă câștig să mă feri și mie o noapte de dragoste. Că cu, că, virgulă, cu prietenul meu Yamato am avut pierdere și n-am putut să... Na. Ce s-a întâmplat cu Yamato? Păi trebuia să fac dragoste cu el în oglinzi, gen. Și? Dacă câștigam primul meci, dar n-am câștigat, așa că trec la Raul Dan. Raul, și al cred că Raul Dan sunt foarte noroc. Pregătit? Poftim? L-am întrebat pe Raul dacă tot e la noi în chat aici, în cazul în care câștigi, dacă e pregătit să-ți ofere răsplata. Păi era să mi-o ofere de-al altă ieri. E viața mea, a zis Raul Dan. A, pe vezi. Nici nu, vezi tu, Lorelai, nici măcar nu l-am gândit și aș fi venit aici. Asta înseamnă, mă, telepatie, asta înseamnă... Asta înseamnă conexiune, frate, ia, te pup, Angelo. Uite, întreabă Narghilea, Raul Dan, dar soția ce zice? Lasă-mă, că e strict profesional. Cât se ia pe un meci așa fără să fii vedetă? Marian, noi în gala Next Fighter nu plătim luptătorii. De ce Ian Custer nu este invitat? Ian Custer, uite așa, Miriam, n-auzi? Am spus mai devreme, invităm oamenii care se luptă în gala RXF, numărul 44. Justițiarul din Berceni. Vreau să-mi dai follow pe Insta, că e singurul din gala asta care nu are la follow. Iar dacă nu-mi vei da follow, o să trec eu să te urmăresc. Dar te urmăresc cu trotineta, că cu Peugeot-ul merge cam prost. Ok. Bărbosule mic. Dacă pierde Tatiana, are curaj să ducă la casa iubirii? Da, Lorelai, eu o să vă părăsesc, îmi cer scuze că plec cu 6 minute mai devreme, mi-a părut bine ca întotdeauna. Deci n-aveam cum să facem, că mai ne trebuia cineva ca să facem meciul 4, că practic ultimele 5 minute ale emisiunii constau într-un meci între Eric Sepp și luptătorii săi. Facem noi! Dar eu nu am niciun Lorelai, Eric Sepp alături de mine, asta a fost și prima ediție din gala asta, probabil pe viitor ne vom organiza mai bine. Așa că nu o să ne părăsești doar tu, cred că ne despărțim cu toții cu 5 minute mai devreme. Și probabil vom relua acest interviu cu tine și cu Sorina când este și Sorina cu o conexiune stabilă. Da. Da. Bun. Acestea vă pup și vă iubesc și seară frumoasă. Te pupăm, Tatiana, justițiarul, mulțumim mult că ai intrat, seară frumoasă și ție, vă pupăm pe toți și ne vedem data viitoare, pe care o vom anunța pe Instagram și o voi anunța și eu la mine pe canal, pe Lorelai 2, pentru că n-avem o dată fixă. Ok, vă pupim, pa, pa!